Pe 16 august se pune piatra fundamentală la Vatra Luminoasă și aici undeva puțin mai devreme, tot așa prin vară, bineînțeles, în cinstea zilei de 23 august. Bun, începe construirea în București noi. Aici fiind tot așa comuna suburbană, Grivița, e loc destul de mare. Da? Nu e nevoie de cine știe ce demolări. Se demolează puțin din fosta parcelare, din parcelarea de Măroaie, parcelarea de proprietari. Începe construirea în august 1954. Partea cea mai mișto este că săptămânal găsește în presa comunistă tot felul de mențiuni. Se duc pe teren redactori de la Scânteia, Scânteia Tineretului, Informația Bucureștiului, fost Universul, Munca, Constructor, Zor Noi, Drum Nou, absolut toate aceste gazete, ce fac propaganda. Și apare pentru prima dată în presa românească acest portret al muncitorului, în care o prezintă pe strungărița Maria nu știu cum, de la uzinele nu știu care. Înainte de 45, stătea într-o cocioabă abandonată cu 7 copii, n-avea apă, n-avea nu ce. Și iată, prin grija partidului și statului, ea primește un apartament în unele blocuri muncitorești ridicate de către partid. Lumina pătrunzătoare care intră pe geamurile noi locuințe din București noi a captat-o pe fica muncitoare. S-au mutat aproximativ 450 de familii, de astea sunt blocurile, pe locul în care deja fusese construit în 1953 cinematograful Frățirea între Popoare. Pentru că era un teren foarte mare, ele sunt construite ca în axul străzii, orizontal așa. Nici ăsta nu este finalizat, proiectul ăsta, pentru că trebuie construite, deci cum vedem pe partea dreaptă, trebuie să fie și pe partea asta. Identic, toate blocurile de genul ăsta, fiind atât de mare, sunt nevoie să le punem magazine la parter. Și ai toate magazinele de genul ăsta, aprozar, alimentar, încălțăminte, coitorie, librărie și așa mai departe. Au criză de forță de muncă. Ei nu reușesc niciodată să aducă mai mult de 300 pe șantier. Cum anunți tu în presă că tu ai o criză de forță de muncă fără a părea că ești disperat și că nu ești în stare tu ca partid și stat să construiești blocurile astea? Ai nevoie de un PR foarte bun. Te duci și scrii un articol în care lauzi munca zidarilor. Veniți și lucrați pe șantierele patriei, că o să câștigați o căruță de bani. Așa e momesnic. Degeaba. Pentru că lumea nu se angajează. Păi, șantierul la București, noi nu avem suficienți muncitori. Doi, nu avem suficiente materiale de construcție. Și atunci scriu o scrisoare deschisă în Scânteia. Aia peste o săptămână răspund. Începe o ceartă de asta între ingineri, arhitecți și locuitori după ce termină cartierul, de nota 20. Este incredibil de bine documentată toată construirea la București noi. Cine se mută aici sunt repartizate în special muncitorilor din zona București noi, Chitila, Ceferiști, dar care muncitori? Vine acar pe un de la CFR angajat la tăieri? Nu. Sunt niște criterii foarte clare. Dacă ai 10-15 ani vechime, nu știu exact cât era, la locul de muncă, la același loc de muncă, căsătorit, necăsătorit, copii și, de obicei, păi normal că se dau la oamenii din sindicat, din partid. Toate statele socialiste și din blocul estic.